prevederile articolului 40, aliniat 3, din legea 215/2001, republicată cu modificările și votările ulterioare, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară prin dispoziția numărul 34 din 29 martie 2019, emisă de domnul primar. La consultarea condiciei de prezență, rezultă că sunt prezenți 9 consilieri, absentând domnul consilier Chitic Vasile. Fac precizarea că a fost invitat și participă domnul Toma Vasile, al cărui mandat urmează să fie supus votului dumneavoastră. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Da, mulțumesc. Mai întâi vreau să spun bun venit celor care informează deliberativul comunei și colegilor din primărie. Dacă veți inclusiv televiziune, inclusiv TV. Este o ședință care într-o acepțiune oarecum apropiată de ceea ce spune regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, care precizează că de regulă ședința ordinară se poate stabili în prima săptămână, dat fiind caracterul de oportunitate a celor propuse pentru deliberare, am procedat la această situație cu convocare mai devreme decât ceea ce precizează regulamentul, care este permisibil. De regulă nu are totuși un caracter imperativ. Aș fi preferat ca și dumneavoastră să avem posibilitatea includerii pe ordinea de zi și altor puncte de data aceasta imperios necesare pentru buna funcționare administrației locale. Referim primul rând la bugetul comun în care nici la această dată nu este aprobat, evident nu din cauza noastră. Probabil sper că o să-l aprobăm mai devreme de săptămâna patrimilor. După câte am înțeles de la doamna contabilă, vine cifre pentru învățământ. Din nou, verificarea le-am zis, le-a dat. Mie telefonii, cu trebuie din adresele, s-a semnat la bani. Da, probabil anticipez un pic ca să vă pun în gardă cu rugămintea de a vă organiza timpul din weekend. Probabil o să ne întâlnim într-o ședință extraordinară duminică la ora 10. Pentru că realmente trebuie să avem acest instrument de lucru fără de care administrația oricărei entități nu poate funcționa, nu poate funcționa normal, mai ales pe sectorul de votare. Acum o să revin la ordinea de zi. O să vă reamintesc, practic, că dumneavoastră o cunoașteți, cei care ați avut în studiu, pentru celălalt care ne onorează cu prezența. La primul punct, figurează un proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local în Consiliul Local al Comunei Bogdănești de Zăpacău, inițiator și semnatul. La punctul al doilea, tot un proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere între Fundația Ter de Zon din Elveția și Unitatea Administrativă Teritorială Bogdănești de Zăpacău, inițiator și semnatul. Și la punctul al treilea, un proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază lunare pentru funcționare publică și personalul contractual din aparatul de specialitate a primarului Comunei Bogdănești pentru anul 2019, inițiator și semnată. Și la punctul al patrulea, care de obicei solicitări adresate Consiliul Local Bogdănești.
să pun la vot ordinea de zi anunțat, cine este pentru. Mulțumesc pentru acceptul dumneavoastră. Predau ștafeta președintelui de ședință. Care urmează să fie desemnat. Da. Domnul primar, vă mulțumesc pentru vedere și... Îl felicit pe domnul consilier Vlad. Promit că o să... Îmi doresc succes. Conduc această ședință conform regulamentului de funcționare a Consiliului Local. Înainte de a trece la ordinea de zi, rog pe domnul secretar să prezinte spre vot procesul verbal de luna trecută. Da, dar că pe marginea procesului verbal încheiat în 27 martie, nu foarte mult, aveți de făcut completă sau eventual unele observați cu privire la conținut. Da, l-ați avut la mapă, da? Da, au fost. Dacă nu supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința din 27 martie 2019, cine este pentru? Mulțumesc în unanimitate procesul verbal încheiat în ședința ordinară din luna martie a fost aprobat. Mulțumesc, poftiți, domnul. Da, vă mulțumesc, domnul secretar. Trecem la ordinea de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local în Consiliul Local al Comunei Bugănești, județul Bacău. Inițiator, domnul primar. Domnul primar, mulțumesc cuvântul. Da, mulțumesc. Pentru a relaxa puțin momentul, pentru pur și simplu, probabil mai avem nevoie de așa ceva, aș spune că acest punct de la ordine de zi, respectiv validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Comunei Bugănești pentru domnul Toma Vasile, confirmă zicală și cel de pe urmă va fi cel de întâi, în mare parte. Mai puțin de la validarea mandatului de consilier, să ajung la validarea mandatului de primar. El băiat tânăr și sunt convins că așa va fi cândva. S-a ajuns în această situație că, într-adevăr, domnul Toma Vasile figurează pe lista Partidului Social Democrat care a participat la alegeri ca supliant. Într-adevăr, fiind ultima posibilitate la care organizația locală apelează pentru completarea în acord cu legislația în vigoare a grupului de consilier pe care îl avem în deliberativul comune. Îl felicit pe pic anticipat de domnul Toma Vasile, pentru că prezența lui și apropiata validare pe care o sperăm, m-am uitat și în avizul Comisiei de Specialitate, are o semnificație deosebită. Spuneam că, din punctul meu de vedere, ordinea de zi stă sub semnul oportunității, dar, dacă vreți, și sub semnul încurajator al ceea ce înseamnă și este foarte important, resursele umane, mă rog, cu această conotație politică, de care dispune comunitatea și implicit administrația locală. Îl cunosc în mod deosebit, cel puțin în ultimul timp. Întâmplarea fericită face să comunicăm mai mult, el fiind angajat într-un proiect de finanțare pe grupul de acțiune locală, GALO, cum spunem noi, și am avut ocazia să-l cunosc din perspectiva unui tânăr care își desfășoară activitatea ca om de afaceri. Deosebire de noi, sau majoritatea celor care suntem aici bugetare, s-au angajat la regia autonome, care așteptăm cea puțin o dată pe lună să ne primim salariile, apropo de ordine de zi. El trăiește din ceea ce face, prin munca lui, prin disponibilitățile intelectuale de care dispune și sunt reale, eu le-am apreciat. Este deja un om cu experiență de viață și are flair în a evalua situațiile.
dintr-o dublă perspectivă, dacă sunt în ordine sau tot mai puțin. Cum se întâmplă uneori. La noi, după cum știți, s-a vacantat un mandat de consilier și, în mod firesc, conform dispozițiilor legale, avem această posibilitate de a solicita deliberativului validarea mandatului pentru domnul Toma. Nu rămâne decât să dau citire proiectului de hotărâre. La primul articol, propus să se valideze mandatul de consilier local în Consiliul Local al Comunei Bogdănești de Zăbacău al domnului Toma Vasile, sufriant la alegerile locale din 5 iunie 2016 pe lista Partidului Social Democrat. Și al doilea articol, după aprobare, secretarul Comunei domnul Joi Vasile să comunice hotărârea primarului Comunei Bogdănești, domnul Toma Vasile, Partidul Social Democrat și instituției prefectul județului Bacău. Atât, deocamdată, mulțumesc pentru atenție. Da, domnul primar, vă mulțumesc și noi. În continuare dau cuvântul domnului Grigore, președintele Comisiei de Validare. Să citească raportul. Doamna și domnul consilier, vreau să dau raportul la MAFA, probabil la șestubiat, și să-i dăm citire. Raport privind examinarea legalității alegerilor domnului Toma Vasile în calitate de consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Bogdănești, județul Bacău. Comisia de validare aleasă prin hotărârea Consiliului Local al Comunei Bogdănești, numărul 27 din 25.06.2016, formată din Grigore Gheorghe, președinte, Brumă Benone, secretar, analizând legalitatea alegerii domnului Toma Vasile în calitate de consilier al Consiliului Local al Comunei Bogdănești de Bacău, constată următoare. La punctul 1. Existența adresei Partidului Social Democrat, filiala județului Bacău, prin care se confirmă că domnul Toma Vasile este supliant pe lista de consilier local al Partidului Social Democrat, fiind îndeplinite prevederile articolului 96 alineat 9 din legea numărul 67 pe 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicate cu modificările și completările ulterioare. La punctul 2. Analizând dispoziția articolului 30 din legea administrației publice locale, numărul 215 pe 2001, se constată că domnul Toma Vasile nu îndeplinește niciuna din funcțiile prevăzute la articol, în articol de mai sus, deci nu sunt cazuri de incompatibilitate. La punctul 3. Există avizul privind legalitatea proiectului de hotărâre pentru validarea mandatului de consilier local, în care se constată că proiectul de hotărâre este elaborat în conformitate cu prevederile legii numărul 67 pe 2004, privind alegerile locale, avăzându-se pentru legalitatea respectivului document. Avându-se în vedere cele mai sus, Comisia de Validare constată că nu sunt cazuri de incompatibilitate prevăzute la Legea Administrației Publică Locală, numărul 215 pe 2001, și sunt respectate prevederile legii numărul 67 pe 2004 pentru alegerile autorităților administrației publică locală. Față de cele arătate mai sus, Comisia de Validare propune Consiliului Local al Comunei Bogdănești, județul Bacău, validarea mandatului de consilier al domnului Toma Vasile, supliant pe lista de consilier local pentru Comuna Bogdănești, al Partidului Social Democrat, la legile locale din 5 iunie 2016. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și noi, domnule Grigore. Comisia numărul 3, Comisia Juridică, în ședința de ieri, a dat un aviz favorabil la acestui proiect de hotărâre. Dacă aveți imaginea acestui proiect, înscrie la cuvânt, comentarii sau alte, vă rog. Domnul Grigore. Îl cunosc pe domnul Toma Vasile. Este un bun coleg, este un coleg de echipă în care cred că va depune suflet și se va vedea cât timp va fi consilier în primăria Bogdănești și se va face ceva. Îi urez succes. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva? Dacă nu, supuneam la vot. Cine este pentru? Da, vă mulțumim. 9 voturi pentru. Deci, în unanimitate, domnul consilier Toma a fost validat. A fost validat. Și îl invităm să depună un om în fața consiliului. Acum, domnul consilier, să vă mulțumesc pentru viață.
Subsemnatul Toma Vasile, consilier în cadrul Consiliului Local Bogdănești, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 7 din legea numărul 393-2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Bogdănești, așa să-mi ajute Dumnezeu. Da, ce să vă spun, vă mulțumesc pentru că m-ați căutat în echipa dumneavoastră și... Semnați. Felicitări, jură, mă, Anto. Ai văzut că ai fărut dacă la organizația de pionier, dar o felicitări. Să-i dăm și domnul președinte. Da, cu pa. Și de încercarea cu domnul. Am domnul. Domnul Iisus. Nu, nicio problemă. Trecem la punctul de ordine de zi. Exact. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere între Fundația Terdezăm Elveția și Unitatea Inițiativ Teritorială Bădinești, județul Bacău, inițiator, domnul primar. Este proiect de hotărâre privind aprobarea fără îndoială interesant, important. Mi-ar fi drag, pur și simplu, dacă pot spune un proiect de hotărâre ca ai anumite sentimente. Fără îndoială că am spus că putem acest mod de vedere are un caracter de oportunitate. Pentru că atunci în deliberare, ceea ce este foarte important pentru țara noastră și care nu este foarte des vizitat, așa numitul parteneriat public-privat. Publicul suntem noi, administrația locală și privatul este această fundație, Terdezăm din Elveția, înseamnă pământul oamenilor în limba franceză. În Elveția se vizitează în mod legal trei limbi altă. Da. Germana, romanșa, franceză și italiană, patru este în final. Domnul Toma știe că a circulat probabil pe drumurile sau mai corect pe autostrăzile din Elveția. De fapt, prin acest aspect, civilizațiile și structurile social-economice din Occident, care au mult mai multă experiență în această colaborare pentru binele oamenilor, între public și privat, ne sunt net superioare. La noi, din păcate, în ultimul timp a mai apărut ceva legislație care stimulează, dar de o manieră firavă, acest lucru. Ei au experiența culturii asociative, cum am văzut și la partenerii noștri de înfrățire administrativă din Jean-Lys. Au foarte multă disponibilitate, au o adevărată cultură, sunt educați pentru așa ceva și acest parteneriat reprezintă o cale, o pârghie, dacă vreți, pentru a implementa multe activități, multe proiecte, atât pe zona economică propriu-zis, cât mai ales pe zona socială, pe zona privată. În documentația pe care ați primit-o, ați văzut că ei își au sediu în Elveția, au o reprezentantă și în București și sunt două aspecte de prezentate, comentate aici. Vin ca o activitate de complementaritate cu ceea ce a însemnat activitatea UNICEF-ului în cele 37 de unități teritoriale administrative din Bacău, vreme de 2 ani.
sper să-mi amintesc corect, a funcționat și la, și la Bogdănești. Și mi-am amintesc cu plăcere de coabitarea, să spunem, în același birou, alături de reprezentanții UNICEF, care au fost plătiți de UNICEF și au desfășurat un program foarte interesant, acela de incluziune socială, prin o ofertă de servicii comunitare integrate în favoarea celor mai puțin favorizat de soartă, mă refer la copii. Am avut o onoare, e foarte interesant din anumită perspectivă a lucrurilor, să desfășoară activitate, cred că a fost singura coabitare, ca să nu spun alianță, între Partidul Social Democrat pe care reprezentau doamna Burlacu Maria, președintele organizației Partidul Național Liberal și partidul reprezentat de domnul Petrișor, partidul doamnei Macovei. Iată că se poate atunci când nu ai idei preconcepte. Și pur și simplu lucrez împreună pentru binele comunității. Îmi pare rău cum e doamna Burlacu aici. Ea a rămas pe deosebire de domnul Petrișor. Acest partener real, dincolo de expresia auzitată, potențial, dorește într-adevăr un document oficial. Ei au trimis, pur și simplu, un acord de asociere. Faptul că ei nu lucrează în zona administrației publice a produs oarecare întârziere din punctul lor de vedere, nu puteam să procedez altfel pentru că trebuie să am mandatul Consiliului Local ca să pot semna acest acord. Acest lucru se va întâmpla probabil chiar astăzi. Acordul vom trimite partenerului de la Terre des Hommes, care derulează, spuneam, un raport de complementaritate cu proiectul UNICEF. De data aceasta, un proiect SHINE, cum spunei, care se referă la infrastructura necesară comunităților locale, mai ales pe zona socială, pe zona de educație, în primul rând, și anume după discuțiile care au fost, discuțiile care au vizat consultarea comunității din Bogdănești. Aici reamintesc și mulțumesc doamnei director a școlii. De obicei, aceste consultări în afară de sediul administrației locale s-au desfășurat la școală. Au fost consultați copiii, părinții. Ce anume să facem pe această zonă de infrastructură. Copiii și-au exprimat opțiunile, părinții. Am încercat ca decizia să fie luată în concordanță cu legislația românească. Copiii au opinat la un moment dat pentru un teren de joacă care nu se putea realiza pur și simplu în curtea școlii, datorită prevederilor legale, ca și zona de protecție de la aparate, să spunem faptul că suprafața respectivă este prinsă în registrul spațiilor verzi, vecinătatea față de biserică, ca și monument istoric. Până la urmă ne-am înțeles și am considera că este mai bine să procedăm în acord cu legea românească și să facem ceva de utilitate pentru copii, pentru copiii școlii. Este una dintre condiții. Ați luat cunoștință de conținutul acestui acord, obiectul proiectului, spuneam, un teren de sport, în principiu. Ce anume trebuie să facem noi, deja încerc să realizez acest lucru, să prezint
proiectul public. Să vă propun proiectul de hotărâre prin care se stabilește acordul cu Terdezom și, bineînțeles, aspectele financiare care deja au fost realizate. Normal, din bugetul Consiliului Local, noi trebuia să realizăm suprafața terenului conform unor norme tehnice, unor parametri tehnici, din banii bugetului local, iar Terdezom să contribuie cu o sumă de aproximativ 20.000 de dolari pentru amenajarea terenului. În principal, montarea unei suprafețe sintetice pentru realizarea acestui teren. Iar noi am avut obligația să realizăm platforma pe care se va monta acest gazon sintetic. Am scutit bugetul construirii local, în sensul că am reamenajat suprafața terenului de sport, l-am rebetonat, mai precis, dintr-o sponsorizare venită de la Asociația de Prietenie din Jean Lys, Amite Jean Lys Romanii, prin intermediul Asociației Omologie din Bogdănești, Prietenia Bogdănești Jean Lys. Condițiile au fost realizate din toamnă. Evident, datorită condițiilor meteo, nu s-a putut realiza montarea acestui gazon sintetic. Probabil că în zilele următoare, sperăm, poate până în parte, să realizăm, să inaugurăm acest teren multifuncțional și, în final, va fi predat comunității locale spre utilizare, fără nicio pretenție din partea sponsorului. Cam atât. E o bucurie, spuneam, pentru că este în practica oricărei administrații. Noi mai avem realizări în acest domeniu, așa mai de o realizare mai veche, de exemplu, tot prin parteneriat public-privat. Consiliul local nici nu a participat cu aport financiar, nici nu stăteam foarte bine cu bugetul. Am realizat conducta de aducțiune de apă potabilă din rețeaua orașului, de 2 km și jumătate, până la intrarea în Filipești. Aceasta și în aplicația pe care am avut-o pe fonduri europene pentru apă și canalizare. Proiectul a fost declarat eligibil, tocmai prin faptul că am demonstrat că avem sursa de apă, dar nu a primit finanțare la timpul respectiv. Acum, pe aplicația finanțată de Ministerul Dezvoltării, sigur, startul va fi ușurat de existența acestei conducte. La fel, știți că am mai accesat banii europeni pentru poduri din Slobozia și aceasta este o altă experiență. Bucuria noastră, sigur, va fi mai mare atunci când lucrarea va fi finalizată și probabil am înțeles că și donatorul și-a exprimat în scris dorința de a inaugura împreună cu beneficiare din localitate. Rândoială copiii de la școală, părinții și reprezentanții administrației locale. Vă să dau citire proiectul de hotărâre. La primul articol propun aprobarea acordului de asociere între Unitatea Administrației Teritoriale Bogdănești de Tăpăcuș, Fundația Terdezom Elveția,
organizație neguvernamentală cu personalitate juridică, cu sediu în București, strada Franzelarelor, numărul 6, sector 2, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea propune împuternicirea primarului Comunei Bogdănești pentru a pune în practică prevederile acordurilor de asociere. Și articolul al treilea, după aprobarea secretarului Comunei, domnul Înțeleg Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, Fundației Terde Domn Elbretea, Compartimentului Financiar Contabilitate și Instituției Prefectului Petru Bacău. Atât, mulțumesc. Da, vă mulțumim, domnule primar. Comisia juridică, comisia numărul 3, în ședința de ieri, a vizat favorabil acest proiect de hotărâre. Mulțumesc. Dacă aveți, pe baza acestui proiect de hotărâre, păreri, scrie la cuvântul ăla. Da, domnule. Domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, domnule primar, vreau să vă mulțumesc în primul rând, anticipat pentru votul favorabil pe care o să dați acestui proiect de hotărâre. Suntem beneficiarii, pot spune chiar beneficiari fericiți a acestui proiect și în speță Școala Gimnazială Bogdănești. Pot spune că din cele 848 de școli cu PJ și structuri din județul Bacău, noi suntem fericiții beneficiari a acestui proiect. Vreau să le mulțumesc celor de la Terdezon pentru că au avut deschidere și s-au orientat către școala noastră. Chiar dacă au făcut parte din proiectul UNICEF, au mai fost și alte școli care au făcut parte, deci putem spune că suntem fericiți în acest sens și de ce nu împreună să ne bucurăm de inaugurarea acestui teren de sport. Mulțumesc! Am doresc să știu, domnul Vice. Le urez succes la domnii care au accesat proiectul ăsta și au avut succes în care se vor bucura și copiii și cei care mai joacă fotbal pe teren. Le urez succes în continuare. Vă mulțumesc. Am doresc să știu, domnul Cosel Pușcaș. Domnilor și domnilor, în calitate de cetățean al acestei localități, în primul rând, în al doilea rând, în calitate de consilier cu respectul dumneavoastră și al cetățenilor, și în ultimul rând, în calitate de părinte al unui elev care frecventează cursurile Școlii Generale Bogdănești, nu am decât să mulțumesc celor care s-au implicat în acest demers pentru amenajarea acestui spațiu sportiv. Și nu pot decât să apreciez gestul făcut, indiferent de culoare politică, pentru bunul unei localități. Când este de bine să dăm mână cu mână să progresăm. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, vă mulțumim, domnul Pușcaș. Mai doriți ceva? Dacă nu, aș spune și eu câteva cuvinte primare în acestui proiect. De asemenea, îi felicit în special doamna directoare. A fost personal astăzi și am văzut lucrarea de acolo. E un succes. Mulțumim celor care s-au implicat. În schimb, aș vrea, ca o părere personală, în viitor, să avem grijă de această investiție, având în vedere că e benefic atât pentru elevii școlii, cât și la noi așa se practică. Sunt tinerii comunii noastre, se duc duminica acolo, e bine să îi ajutăm sau să îi îndrumăm să păstreze această lucrare, că știu eu, dacă eu am mai spus, sugerat domnului director, am fost personal acolo. De asemenea, l-aș ruga pe domnul nou consilier, domnul Toma, care va face parte din Comisia de Cultură, știu eu, așa, fiind tânăr, poate să mai duci pe acolo duminica, nu că n-au voie să ducă tinerii, ferească Dumnezeu, că sunt consărtenii noștri. În schimb, să fii cu atenție, să nu distrugă, să fii păcat, e lucrarea care... Vă mulțumesc, ca tot domnul. Dacă mă dorește cineva? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Deci, în unanimitate, acest proiect de hotărâre a fost. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază lunare pentru funcționare public și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești de sub Bacău pentru anul 2019. Inițiator, domnul primar. Vă rog, citire direct proiectul de hotărâre. Noi am procedat anul anterior, cel puțin în temeiul legii 153 din 2017 privind salarizarea personală plătită din fonduri publice. Deci nu este chiar un precedent. Proiectul de hotărâre
conține trei articole, după cum urmează. La primul punct propun stabilirea cu dată de 1.1.2019 a salariilor de bază lunare pentru funcționare publică și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucureni și de Bacău pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea. După aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către doamna Răcăuteanu Romelia, consilieră, și doamna Toma Fiorica, referent resurse umane, în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucureni. Articolul al treilea. După aprobare, secretarul Comunei doamna Ciorii Vasile va comunica hotărârea primarului Comunei Bucureni, compartimentului financiar contabilitate, doamnei Toma Fiorica, instituție prefectul de Bacău și Agenție Națională a Funcționarilor Publici. Anexa cunoscută. Aș vrea să fac niște comentarii, mai ales ședința este publică. Am cumpănit de comun acord cu cei care sunt colaboratori în activitate de fiecare zi, ca să poată beneficia și anul acesta de salarii de bază în creștere față de anul trecut, cu atât mai mult cât le merită cu prisosință. Evident că n-a fost o situație foarte comodă pentru mine, ca să păstrez echilibru între cele două secțiuni ale bugetului, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Evident că a fost și o problemă de conștiință, mai ales că mă cunosc cu ei de atâta timp și m-au suportat cu tot ceea ce a însemnat comportamentul meu. Și am fost bucuros pe de o parte că am reușit să propun salarii de bază în creștere față de anul precedent. Asta pentru că și bugetul o permite și în primul rând le merită și faptul că am avut o colectare a veniturilor proprii adecvată aceste creșteri. Personal aș fi vrut să acord niște sporuri la niște persoane care s-au implicat mai mult. Vorbeam de accesare de fonduri europene sau m-au ajutat la derularea achiziției publice la apă și canalizare. A fost o muncă destul de, cum să spun eu, dificilă de finalizat, pentru că aici este nevoie de foarte multă rigoare și atenție. Pentru ca propunerea tehnică și respectiv, în final, propunerea financiară să fie cele corecte. Ca dovadă că s-a procedat cu abnegație și rigoare, nu s-a ajuns la un blocaj care poate să se ivească la o licitație în sistem. Și am câștigat timp. Am încercat să păstrez un raport corect între fondul de salare, care înseamnă aproximativ vreo 12 miliarde, doamna Romene? Da, da. Și celelalte cheltuieli materiale de pe secțiunea de funcționare și faptul că se prefigurează la secțiunea de dezvoltare niște sume în plus, urmare a măsurilor de stimulare a forței de muncă din construcție pe care le cunoaște, 16 miliarde la apă și canalizare, 7 miliarde la pod, plus peste 1 miliard partea de execuție și partea de asigurare a serviciului pentru instalațiile de supraveghere video pentru comună. Sunt proiecte de hotărâre
care vor concretiza programul de investiție pentru curs. O să ne întâlnim în mod sigur cu acest program la ședința de duminică. Până că a fost o problemă de conștiință, eu am conștiința păcată că am luat decizia cea mai bună. Am utilizat, având și experiența anului trecut și consilierea domnului secretar pe partea de legalitate, căruia îi mulțumesc public, am utilizat niște criterii obiective, niște indici de multiplicare anul acesta. Ne-a dat mai puține bătăi de cap, să spunem, din potrivă. Deci eu am conștiința împăcată. Atât, mulțumesc. Și noi vă mulțumim, domnule primar. Dau cuvântul domnului președinte la Comisia numărul 1, Comisia Economică. Doamne și domnule consilier, Comisia numărul 1 a studiat acest proiect de hotărâri și a dat un aviz favorabil. Vă mulțumesc. Noi vă mulțumim. Dacă există, scrie la cuvânt, păreri cu privire la acest proiect. Dacă nu, trecem la vot. Propunem la vot. Cine este pentru? Deci, în unanimitate, acest proiect de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 4. Solicitări realizate de Consiliul Local. Domnule, domnul secretar. Iar nu avem solicitări. Dacă nu avem, înseamnă declară închise lucrările ședinței. Vă mulțumesc pentru prezență.